Bună seara și bine ați venit la webinarul pe DAO Viitor, dedicat subiectului Robotic Process Automation, RPA pe scurt. Eu sunt Ana Stamatescu, parte din echipa Asociației TechSoup și a programului pe DAO Viitor și voi fi moderatorul acestui webinar. Pentru aceia dintre voi care nu ne cunosc, Asociația TechSoup creează și oferă resurse IT și experiențe de învățare a tehnologiei pentru organizații non-profit, tineri și profesori. Prin cele trei programe pentru tineri, învățători și profesori de informatică, Opening Opportunities, Îndreptar Digital și Predau Viitor, creăm experiențe educaționale care să pună accentul pe predarea informaticii aplicate. Anul trecut, Comisia Europeană a răsplătit modelul nostru educațional din Opening Opportunities cu premiul pentru Digital Skills in Education în cadrul European Digital Skills Award. În cadrul programului Predau Viitor, lucrăm și sprijinim profesori ca dumneavoastră care își doresc să predea o informatică aplicată, transdisciplinară, bazată pe proiecte și pe colaborarea cu industria de IT din România. De asemenea, creăm resurse educaționale gratuite și deschise pentru a sprijini predarea informaticii și gândirii computaționale la orice nivel de învățământ. Webinarul din această seară este o introducere în lumea Robotic Process Automation, ce înseamnă și când se poate decurge la automatizarea prin RPA. Vom descoperi împreună atât diversele niveluri de automatizare, cât și evoluția către machine learning și inteligența artificială. Dar înainte să începem, câteva precizări de natură tehnică. Acest webinar este înregistrat. Pentru cei care nu ați mai participat la un webinar este o prezentare online în care puteți adresa pe parcurs sau după întrebări. Prezentarea lui Andrei, trainerul din această seară, o să dureze în jur de 30 de minute. Întrebările primite în secțiunea de întrebări, questions, o să fie citite pentru ca ele să rămână înregistrate. Microfoanele voastre sunt oprite pentru a nu crea zgomote pentru registrare. Alături de noi în această seară, trainerul webinarului este Andrei Bădilă, director inovație, Societe General, European Business Services. Suntem foarte bucuroși că Societe General, European Business Services, se alătură anul acesta susținătorilor programului Predau Viitor. Andrei, când vrei, poți începe. Bună seara, în primul rând. Sper că, m-auziți și sper că vedeți și, și ecranul meu, dacă nu se întâmplă acest lucru. Sper că se va întâmpla în curând. Înainte de a discuta despre acest subiect de Robotics Process Automation, o scurtă introducere din partea mea. Numele meu este Andrei Bădilă, iar în momentul de față sunt responsabilul Departamentului de Inovație și Digitalizare din cadrul Societe General European Business Services. Societe General, după cum poate știți, este un grup bancar francez prezent pe piața din România prin intermediul BRD, iar în cadrul European Business Services, care este o entitate juridică diferită față de BRD, colegii mei desfășoară activități administrative pe partea de resurse umane, financiar sau IT. Eu lucrez în cadrul Societei General de aproximativ 5 ani și jumătate, aproape de înființarea acestui centru în București, iar înainte am acumulat o experiență de aproximativ 8 ani de zile în management de proiect în principal, în diverse companii din domeniul servicii sau din domeniul financiar bancar. Ce facem noi pe partea de inovație în cadrul Societei General? În primul rând, încercăm să experimentăm noi tehnologii sau noi moduri de lucru care să ne crească eficiența și să ofere servicii mai bune clienților noștri. Începând cu anul 2017, am început această călătorie a RPA, Robotics Process Automation, adică automatizării proceselor prin intermediul unor roboți software. Și în acel moment am încercat să accelerăm partea aceasta de robotizare și să o diversificăm prin implementarea de soluții de tip machine learning sau inteligență artificială. Bun, și asta ne aduce la subiectul din această seară, subiectul pe care îl vom aborda, care este automatizarea proceselor prin robotizare.
Ce avem sau cum am gândit structura pentru această sesiune este să discutăm puțin despre ce înseamnă RPA, care sunt furnizorii de platforme RPA, aplicabilitatea și avantajele tehnologiei RPA, dar și limitările acestei tehnologii și o scurtă introducere pe zona de machine learning. Bun. În primul rând, acronimul RPA, pe care îl vom tot folosi pe parcursul discuției noastre de astăzi, vine din limba engleză, de la Robotics Process Automation, care se traduce prin automatizarea proceselor prin robotizare. RPA este de fapt o tehnologie ce are la bază noțiunea de roboți software sau agenți de inteligență artificială. Cred că știm cu toții de roboții industriali, ce sunt folosiți de ceva vreme practic în orice industrie, textilă, automobile, aeronautică. În ultimii ani, din ce în ce mai multe companii de servicii au început un proces de adopție a acestor roboți software, care sunt folosiți pentru digitalizarea sau automatizarea proceselor lor. Această automatizare a proceselor nu este ceva nou. Înainte de apariția tehnologiei RPA, digitalizarea se făcea fie prin intermediul unor limbaje de programare, și aici avem exemple precum C++ sau Java, fie prin dezvoltarea de API, care sunt de fapt, iarăși este un acronim în limba engleză, Application Programming Interface, interfață de programare a aplicațiilor. Sunt de fapt niște interfețe care fac legătura între două aplicații, între două sisteme informatice și permit transferul de date sau de informații între aceste sisteme. Motivul pentru care tehnologia RPA devine din ce în ce mai populară în ultima perioadă este faptul că nu necesită cunoașterea unui anumit sistem de programare. La un mod simplist, în cazul tehnologiei RPA, automatizarea se face prin replicarea comportamentului uman. Robotul software ce este dezvoltat acționează întotdeauna la nivelul interfețelor aplicațiilor, la nivelul interfețelor sistemelor informatice și nu afectează codul sursă al acestora. Lucru care constituie un mare avantaj. Ce se întâmplă pe parcursul dezvoltării sau implementării unui robot software este că persoana responsabilă de implementare observă în primul rând utilizatorul uman. Îi observă fiecare acțiune, fiecare click pe care îl face în sistemele informatice pe care persoana umană le folosește. După ce are această înțelegere a procesului, pas cu pas, dezvoltatorul replică aceleași click-uri în aplicație prin intermediul tehnologiei RPA. Rezultatul este un roboțel care întreprinde exact aceleași acțiuni ca o ființă umană. Acesta ar fi simplitatea dezvoltării unui robot. Unul din dezavantajele acestei tehnologii este că în cazul în care sistemele informatice se schimbă parțial sau total, roboțelul trebuie reprogramat. Robotul software este foarte sensibil la orice gen de modificare. El necesită reprogramare, de exemplu, chiar dacă ordinea butoanelor pe ecran este inversată. Pentru a înțelege mai bine tehnologia RPA, aceasta poate fi asociată cu un macro mai sofisticat, să spunem, dar care este facil de implementat și de folosit. Este o metodă non-invazivă de automatizare a proceselor, deoarece, după cum spuneam mai devreme, nu afectează codul sursă al celorlalte sisteme informatice cu care interacționează. Tehnologia RPA acționează doar la nivelul interfațelor grafice ale aplicațiilor, exact ceea ce vedem noi ca și utilizatori în momentul în care deschidem și lucrăm într-o aplicație. În același timp, tehnologia RPA reprezintă o automatizare a sarcinilor non-cognitive, adică acele activități care nu presupun luarea unor decizii complicate. Deciziile simple, foarte bine cadrate, de genul adevărat sau fals, pot fi predate în sarcina unui robot software,
dar acesta este nivelul la care se oprește tehnologia RPA. Dacă este nevoie de analiză, să spunem, înainte de luarea unei decizii, automatizarea nu mai poate fi făcută prin intermediul Robotics Process Automation și trebuie găsite alte metode de digitalizare sau de eficientizare ale procesului respectiv. În cadrul companiilor, dezvoltarea acestor roboți se face prin intermediul unor platforme standard, iar la nivel global există mai mulți furnizori a acestor platforme. Marii dezvoltatori de platforme RPA îi puteți regăsi pe acest slide. Ei sunt Blue Prism, UiPath, Automation Anywhere, WorkFusion. Există, bineînțeles, și alți furnizori, dar aceștia sunt mari jucători pe această piață. Nu știu dacă știți deja, dar UiPath este o companie românească care a fost înființată în anul 2005 și care în ultimii 2 ani a luat un avânt puternic, având în momentul de față reprezentanțe în aproximativ toată lumea. Asta înseamnă Statele Unite, Franța, Marea Britanie, Hong Kong, Singapore și sunt într-o continuă expansiune. Aș vrea să ne oprim puțin în cadru și să vă adresez o întrebare. Dacă știți la cât este evaluată în prezent compania românească UiPath? Opțiunile ar fi 100.000 de dolari, 500.000 de dolari, 750.000 de dolari sau mai mult de 1.000.000 de dolari. O să așteptăm câteva secunde până când bifează toți opțiunea. Sigur. Mulțumim. Mulțumim. Într-adevăr, văd că mai mult de jumătate din răspunsuri sunt concentrate pe opțiunea de mai mult de 1.000.000 de dolari. Acesta este și răspunsul corect. Începând cu anul 2018, valoarea companiei, chiar dacă această companie nu este listată la nicio bursă, este de mai mult de 1.000.000 de dolari. Bun, putem trece mai departe și să ne axăm puțin pe zonele de aplicabilitate a tehnologiei RPA, unde anume se pretează să ne folosim de această tehnologie. Sunt câteva criterii care determină eligibilitatea aplicabilității tehnologiei. Un criteriu ar fi faptul că sarcinile ce trebuie să fie automatizate trebuie să fie simple și repetitive. Se pretează foarte bine RPA în cazul unor activități care nu necesită decizii complexe și am dat exemplul de mai devreme. De asemenea, RPA se dorește a fi folosit pe activități care au un volum destul de ridicat și în cazul unor sarcini manuale, care implică, de exemplu, transfer de date sau de informații dintr-o aplicație în alta. RPA face foarte bine legătura între diversele sisteme informatice, fără a fi nevoie de dezvoltări de API-uri, cum spuneam mai devreme, sau de alte instrumente informatice. Există totuși și câteva limitări. RPA-ul nu poate fi, bineînțeles, folosit oriunde. În cazul activităților ce implică decizii multiple sau complicate, nu vom putea apela la RPA. De asemenea, în cazul în care procesele pe care le dorim automatizate au surse de date și când spun surse de date mă refer la informații, fișiere, documente, surse de date care nu au un format standard, aceste procese nu pot apela la RPA. Sursele de date nestructurate, cele care nu au un șablon predefinit, sunt nu folosesc, nu pot folosi tehnologia RPA pentru automatizare.
Spuneam că această tehnologie a luat avânt în ultimii 3-4 ani datorită diverselor avantaje pe care le demonstrează. Unul la mână și unul destul de evident, care a fost menționat anterior, este reducerea efortului manual asociat desfășurării unor acțiuni sau sarcini repetitive. Apoi, tehnologia RPA este ușor de implementat, are un timp de dezvoltare destul de rapid comparat cu dezvoltarea unor aplicații mai complexe. Acest timp rapid de implementare se traduce și într-un cost scăzut, acesta fiind unul din marile avantaje ale tehnologiei RPA, reducerea costurilor. Nu este nevoie ca persoana care dezvoltă sau implementează RPA să aibă cunoștințe de dezvoltare de software foarte ridicate. Este nevoie de cunoștințe minime, o persoană cu un anumit interes pe zona tehnică, chiar dacă nu a avut studii de specialitate, poate dezvolta, poate să învețe destul de rapid cum se dezvoltă un astfel de robot software. În momentul în care tehnologia este aplicată pentru automatizarea proceselor, duce la reducerea greșelilor de natură umană. Aceste greșeli se pot întâmpla oriunde, sunt inevitabile. Ceea ce face un roboțel este că urmează întotdeauna aceeași cale de rezolvare a unei probleme. Prin urmare, apariția greșelilor este evitată, bineînțeles dacă acest robot este codat corespunzător. De asemenea, reducerea greșelilor de natură umană duce către reducerea riscurilor asociate unui anume proces și creșterii eficienței operaționale. În cazul unei greșeli umane, de exemplu, tot procesul trebuie reluat, lucru care înseamnă timp consumat sau bani investiți pentru corecția acelei greșeli. Un alt avantaj major al acestei tehnologii este faptul că roboții software pot lucra 24 de ore, 7 zile pe săptămână, lucru care nu se întâmplă cu un utilizator uman. Ei pot fi programați, de exemplu, să-și înceapă activitatea la o anumită oră, să se oprească la o anumită oră. Un robot poate prelua automatizarea mai multor procese secvențial, nu concomitent. În același timp, toate aceste platforme de care discutam mai devreme permit o monitorizare permanentă a activității roboților, astfel încât știm de fiecare dată unde anume a acționat un robot, cum anume a acționat și care a fost rezultatul acțiunii sale. Lucru care nu se poate urmări atât de ușor în cazul activității unor persoane. Am încercat aici să dau un exemplu despre un proces automatizat prin intermediul acestei tehnologii. Să ne imaginăm o companie de servicii. Oamenii din cadrul acestei companii cu siguranță primesc destul de multe mail-uri. Să ne imaginăm un mail care conține diverse fișiere Excel. În momentul recepției, persoana respectivă deschide fișierele și sarcina sa este de a reconcilia informațiile din cele trei fișiere. A se asigura că datele prezente într-un fișier corespund datelor din celelalte două fișiere. În funcție de complexitatea activității, această reconciliere poate dura de la câteva zeci de minute la câteva ore, câteodată chiar zile. Bun, în cazul în care informațiile din cele trei fișiere Excel nu sunt reconciliate, se pot accesa diverse aplicații pentru obținerea unor informații corecte. Iar la sfârșitul procesului, utilizatorul trimite un e-mail, o comunicare către șeful de departament cu explicațiile necesare. Acesta este un proces pretabil pentru automatizare prin intermediul tehnologiei RPA. În primul rând, fișierele au un format standard.
Nu implică neapărat luarea unor decizii complexe în acest proces de reconciliere. Toate sarcinile sunt simple și în funcție de frecvența cu care se întâmplă această reconciliere, care poate fi zilnică, săptămânală, lunară, avem și repetitivitatea procesului de care discutam înainte. Bun, după ce dezvoltăm acest roboțel software, acesta primește el însuși mail-ul cu diferitele fișiere Excel, începe să deschidă fișierele Excel, fără să fie monitorizat de către altcineva, și începe să compare datele dintre fișiere. În cazul în care datele sau informațiile nu apar în aceeași formă, poate accesa singur, poate intra singur în diverse alte sisteme informatice pentru a obține detalii suplimentare. Va putea face acest lucru doar dacă este cazul, iar la sfârșit robotul poate trimite sau va trimite un e-mail către șeful de departament. Este un proces standard și noi l-am văzut implementat în cadrul organizației noastre de mai multe ori. Alte exemple de folosirea acestor roboți software în cazul procesării și plății facturilor. Fiecare companie are anumite servicii sau produse pe care le cumpără de la furnizori, primesc o factură pe care în general o înregistrează în cadrul unor sisteme informatice și apoi o trimit către plată. Este o activitate standard care poate fi procesată prin intermediul tehnologiei RPA. De asemenea, instalarea de diverse sisteme software poate fi făcută ușor prin intermediul RPA. Dacă ne referim la industria financiar-bancară, în momentul în care dorim să mergem la bancă pentru a obține un credit sau un împrumut, sunt anumite documente pe care le completăm cu informațiile noastre. Ce poate să facă robotul este să extragă acele informații și să le introducă în diverse aplicații pe care banca le folosește. Dacă ne gândim, de exemplu, la implementarea unui software nou sau unui sistem informatic nou care înlocuiește o aplicație mai veche, de fiecare dată datele istorice trebuie migrate dintr-o aplicație în alta. Atâta timp cât există reguli clare de migrare, întreaga activitate se poate face prin intermediul RPA. În orice organizație vorbim de diverse rapoarte care se trimit. Iar așa, atâta timp cât formatul acestor rapoarte este standard, tehnologia RPA poate fi aplicată cu ușurință. Bun, am pregătit aici următoarea întrebare. Iar întrebarea sună la modul următor. Tehnologia RPA nu se pretează pentru activități simple, copierea informațiilor dintr-un fișier Excel într-un document Word, sau nu se pretează pentru procese unde este nevoie de luarea unor decizii complicate. Mai așteptăm puțin până când votează toți, votează, aleagă toți varianta. Sigur. Răspunsul corect în acest caz, tehnologia RPA nu se pretează pentru procese unde este nevoie de luarea unor decizii complexe. Dacă avem activități simple sau chiar copierea unor informații dintr-un fișier într-altul, atunci putem apela la tehnologia RPA. Ok, înainte de a trece mai departe, putem să ne oprim puțin pentru o sesiune de întrebări și răspunsuri legate de subiectul discutat până în acest moment. Așteptăm întrebările noastre în secțiunea de întrebări, de questions.
Am primit o primă întrebare. Andrei, cum am putea folosi învățământ această aplicație? Este o întrebare foarte bună la care nu m-am gândit sincer până în acest moment. În cazul în care există laboratoare informatice, de exemplu, și necesită instalarea de diverse software-uri pe diverse calculatoare, putem apela la un robot care să implementeze acest software. În cazul în care există diverse situații sau rapoarte ce trebuie să fie predate asupra activității din învățământ și este nevoie de o centralizare a informațiilor, se poate apela iarăși la această tehnologie. Sunt două exemple care îmi vin în momentul de față în minte. Mulțumesc. Tehnologia RPA ar putea fi folosită la verificarea respectării legii copyright-ului? Tehnologia RPA nu, deoarece presupune o parte de analiză destul de puternică, dar un alt tip de tehnologie de care vom vorbi puțin mai târziu, cea de machine learning, este pretabilă pentru acest lucru. Mulțumesc. Este posibil ca un elev de liceu la un profil matematică-informatică să poată fi instruit astfel încât să poată operaționaliza o automatizare RPA? Da, cu siguranță. Atât timp cât există interes pentru această zonă, metoda de automatizare prin RPA sau dezvoltare de roboți software nu este foarte, foarte complicată. Există diverse resurse online prin care se poate învăța acest lucru și, după cum spuneam, nu este nevoie de studii de specialitate. Majoritatea firmelor ce furnizează platforme RPA asigură și traininguri de 3-4 zile prin care persoanele interesate pot învăța să dezvolte robot software. Mulțumim, ne oprim acum cu prima sesiune de întrebări. Poți continua și vom relua sesiunea de întrebări la sfârșit. Sigur. Bun, am discutat despre partea de aplicabilitate și avantaje ale tehnologiei RPA. Aș vrea să vorbim puțin și despre limitările tehnologiei RPA. Principala sa limitare este faptul că nu poate învăța de una singură. Acești roboți software nu pot învăța singuri. În momentul în care ei trebuie să învețe un alt proces, este nevoie de intervenția umană, intervenția acelui dezvoltator care programează robotul. O altă limitare în cazul companiilor de servicii este faptul că tehnologia poate fi folosită doar în momentul în care datele sursă au un anumit format, o structură standard. În cazul în care structura informațiilor diferă de la caz la caz, apelăm la alte tehnologii. Și asta ne duce la subiectul următor, care este cel de machine learning. Spre deosebire de robotics process automation, machine learning poate învăța de una singură. Machine learning se referă la abilitatea, tocmai la această abilitate a mașinărilor, să spunem, de a învăța pe cont propriu. Ea se bazează foarte mult pe niște algoritmi matematici. Programele care sunt bazate pe această tehnologie de machine learning pot învăța să recunoască trenduri sau să realizeze diverse predicții pe baza unor informații cu care sunt hrănite. Țin să menționez că informațiile trebuie să aibă un volum foarte mare, astfel încât algoritmii să poată să fie credibili. Nu ne putem gândi că trimitem 5 tipuri de informații, aplicăm machine learning și avem niște rezultate. Nu, este nevoie de sute de mii de date pe care machine learning-ul să le analizeze astfel încât să poată extrage anumite trenduri sau să poată dezvolta anumiți algoritmi matematici. Spre deosebire iarăși de RPA,
Machine learning nu are nevoie de surse de date structurate, să le spunem, sau datele nu trebuie să aibă un format predefinit. Aceasta este frumusețea machine learning, faptul că poate prelua informații de orice natură, în diverse formate, și le poate interpreta de una singură. Și am încercat aici să facem o comparație între ce înseamnă automatizare clasică sau automatizare prin RPA și ceea ce înseamnă automatizare prin machine learning. În ambele cazuri avem, înainte de automatizare, să spunem, avem datele sursă, care apoi sunt procesate prin diverse activități, astfel încât să se ajungă la anumite rezultate. În cazul automatizării clasice sau automatizării prin intermediul RPA, se acționează la nivelul acestor activități de procesare. Ne uităm la activitățile manuale și ne gândim cum anume pot să fie digitale sau să fie transformate în ceva digital sau să fie automatizate. Pe de altă parte, ceea ce face machine learning este nu să se uite la activitățile de procesare, nici la datele surse, se uită direct la rezultate. Le compară cu datele sursă și creează singură niște algoritmi pentru automatizarea proceselor. Algoritmi care pot fi după aceea replicați pentru activități viitoare. Acești algoritmi nu au niciodată o acuratețe sau o siguranță de 100%. Putem ajunge la un procent de 98-99%, depinde foarte mult de cantitatea de date cu care a fost hrănită, să spunem, machine learning, dar cazurile în care machine learning are o acuratețe de 100% sunt extrem de rare. Aplicabilitate machine learning, am selecționat aici câteva exemple. Ar putea, de exemplu, să facă predicții legate de trafic în marile orașe. Monitorizând traficul zi de zi, poate să prevadă care va fi fluxul pe un anume interval sau într-o anume locație. Rețelele de socializare, precum Facebook, folosesc foarte mult algoritmi de machine learning. În cazul în care folosiți, de exemplu, Facebook, știți că aveți recomandări de prieteni noi. Aceste recomandări se fac prin niște algoritmi de machine learning sau niște algoritmi de inteligență artificială pe baza interacțiunilor pe care le are fiecare utilizator cu alți utilizatori ai acestei rețele de socializare sau prin apartenența la anumite grupuri. Un alt lucru unde machine learning începe să fie din ce în ce mai folosit este recunoaștere facială. În cazul în care faceți poze cu telefonul, de exemplu, telefonul poate să recunoască aceeași față în diverse poze. El învață pe baza informațiilor cu care este hrănit și ajunge la această recunoaștere facială. În cazul în care nu știu, folosiți site-uri pentru cumpărături online, știți că există de fiecare dată niște recomandări care sunt făcute în mod automat. Recomandările se fac, iarăși, folosind niște algoritmi de machine learning, uitând acești algoritmi se uită la preferințe sau la ce a fost comandat în trecut, se uită la ce a fost comandat de către alți utilizatori similari în trecut și face aceste recomandări. De asemenea, machine learning, cum spuneam mai devreme, ca și răspuns la una din întrebări, poate fi folosit pentru detectarea plagiatului. Poate algoritmii de machine learning pot căuta în diverse surse, chiar în diverse limbi, pentru a se asigura că informația nu este copiată. Bun. Și o ultimă întrebare din partea mea. Tehnologia machine learning învață pe cont propriu. Adevărat sau fals?
Mai așteptăm câteva secunde. Sigur. Mulțumim. Mulțumim. Este adevărat. Această tehnologie poate învăța pe cont propriu. Acestea au fost informațiile pe care doream să le împărtășesc cu dumneavoastră. Ceea ce aș vrea să menționez ca și încheiere este faptul că inteligența artificială sau în diversele sale forme, fie RPA, fie machine learning, fie deep learning, sunt din ce în ce mai folosite și sunt prezente în viața noastră chiar dacă ne dăm seama sau nu. În momentul în care avem telefon, putem un telefon mobil, putem discuta cu niște chatbots, se numesc, sau agenții virtuali care să ne răspundă la întrebări. Și avem aici exemplele Alexa sau Siri în cadrul iPhone. Vedem din ce în ce mai multe cazuri de aplicabilitate a inteligenței artificiale în viața de zi cu zi. Cred că ne putem opri aici și să deschidem o sesiune de întrebări. Mulțumesc, așteptăm întrebările noastre acum în secțiunea dedicată. Avem o primă întrebare. Andrei, având în vedere tendința evidentă pentru automatizare, ca specialist și persoană care înțelegi tendințele, ce sfaturi în ce ține de orientarea profesională ați da tinerilor elevi? Da, cred că este o întrebare pe care ne-o punem din ce în ce mai des, pentru că lumea sau ce se întâmplă în jurul nostru se schimbă într-un ritm destul de rapid. Și anumite competențe cu care am fost obișnuiți până acum, probabil nu vor mai fi folositoare pe viitor. În viitorul apropiat, este clar că ne îndreptăm către o lume digitală. Prin urmare, tot ce înseamnă competențe de natură digitală vor fi apreciate. Tot acest proces de automatizare sau digitalizare va conduce și către dispariția unor anumitor meserii, să spunem. Dar asta. Acest lucru s-a întâmplat și în trecut. Meseriile au tot evoluat pe parcursul timpului și cu siguranță vor exista meserii noi. Este destul de dificil de previzionat care vor fi aceste meserii, dar competențe precum creativitatea sau spiritul critic vor fi cu siguranță folositoare pe viitor, indiferent de ce meserii vor apărea sau vor dispărea. De asemenea, spiritul analitic va fi apreciat pe termen mediu spre lung. Dacă ar fi să dau un sfat pentru cineva care este în sistemul de învățământ, l-a sfătuit să meargă în dezvoltarea acestor competențe: creativitate, spirit analitic, spirit critic. Mulțumim. Care este diferența dintre machine learning și inteligența artificială? Machine learning necesită la început asistență umană pentru a învăța, urmând ca după aceea să învețe pe cont propriu. Inteligența artificială este cumva următorul nivel, unde această asistență umană este mult diminuată la început.
poate învăța singură de la început, dacă ar fi să descriu la modul simplist diferențele. Dar inteligența depinde foarte mult cum folosim acest termen de inteligență artificială. În unele cazuri, chiar și tehnologia RPA sau tehnologia machine learning intră ca și un subset al inteligenței artificiale. Mulțumesc. Ce limbaje de programare folosește tehnologia machine learning? Unul dintre cele mai folosite este Python ca și limbaj. Mulțumesc. Cred că am primit o întrebare care este adresată atât ție cât și nouă. Organizați formări pentru profesori și offline? În cazul nostru, în cazul Societe General, nu am făcut acest lucru până în momentul de față. Mulțumesc. Menționat despre, ai vorbit despre training-uri online pentru tehnologia RPA, unde se pot ține, dacă sunt gratuite și pentru câți cursanți se pot organiza resurse. În general, sunt traininguri online care pot fi accesate de către oricine. Există și variante gratuite pe internet. Ceea ce am văzut noi în trecut sunt sesiuni 1 la 1, nu neapărat sesiuni de grup. Coursera, de exemplu, este o bază de date sau o bază de are o bază de un catalog de traininguri destul de dezvoltat și include și traininguri atât pe zona de RPA, cât și pe zona de machine learning. Majoritatea fiind gratuită. Mulțumesc. O întrebare puțin mai lungă. Dacă există în prezent inteligența artificială sau mai degrabă vorbim despre inteligența augmentată și cum am putea introduce pragmatic în programă informația care să poată deschide perspective elevilor în această direcție? Prima parte a întrebării, dacă am înțeles eu, este inteligența artificială versus inteligența augmentată. Din punctul meu de vedere, vorbim despre inteligență artificială. La un moment dat existau doi roboți care au început să dialogueze între ei într-un limbaj complet necunoscut programatorilor. Prin urmare, există un nivel destul de avansat al acestei inteligențe artificiale care nu cred că este de suprafață. Partea a doua a întrebării, ai putea o repeta, te rog? Da, cum am putea introduce în mod pragmatic în programă, în curriculă, informații care să poată să deschidă perspective elevilor în această direcție despre subiectul? În primul rând, cred că ar trebui să apelăm la o informație simplă despre ce este RPA, ce este machine learning, ce este inteligență artificială, o campanie de conștientizare al acestor lucruri. Acesta cred că este primul pas. În funcție de interesul studenților pe această zonă, cred că se poate recurge la niște traininguri aplicate sau niște sesiuni aplicate prin care să învețe cum se dezvoltă un robot simplu. Acesta ar fi un prim pas. Dar partea de conștientizare de la început cred că este foarte, foarte importantă. Nu știu câte persoane din cadrul sistemului de învățământ care acum urmează cursuri sunt conștienți de impactul acestor tehnologii și cum ne schimbă ele viața. Mulțumesc. Ce aplicații pot fi folosite pentru programarea roboților care folosesc RPA, care utilizează?
Cele mai folosite programe sunt cele menționate anterior, adică Blue Prism, Automation Anywhere, WorkFusion, UiPath. Bineînțeles că acestea presupun niște licențe ce trebuie să fie plătite. Pe de altă parte, la o căutare simplă pe internet se pot descoperi niște software-uri open source ce permit dezvoltarea de robot software. De robot software destul de simpliști, nu au aceleași funcționalități ca o soluție UiPath, de exemplu, dar e un pas important pentru a înțelege mai bine ce înseamnă un robot software și cum anume se poate dezvolta acesta. Open source, căutare pe internet. Mulțumim mult, Andrei. O să închidem acum sesiunea de întrebări, dar orice întrebări pe acest subiect le puteți adresa pe mail pe contact@predauviitor.ro. Mulțumesc și eu. Sper că această sesiune a fost utilă. Mulțumesc și o seară plăcută în continuare. Mulțumim, iar vouă tuturor vă mulțumim pentru prezență și atenție. Revenim zilele următoare cu un mail de follow-up, cu prezentarea lui Andrei și înregistrarea webinarului. Acum mă grăbesc să închid webinarul repede pentru ca formularul de feedback de final să vă apară în câteva secunde pe ecran. Rugămintea este să așteptați fără să faceți niciun click și acesta o să vă apară automat pe ecran. Mulțumim, la revedere!